La mănăstirea Prislop din țara Hațegului, un mormânt acoperit de flori, despre care se spune că nu se ufilesc niciodată, este loc de pelerinaj pentru mii și mii de oameni. Aici odihnește părintele Arsenie Boca. Pe 28 noiembrie 2009, la 20 de ani de la trecerea sa la Domnul, peste 30.000 de credincioși au ținut să participe la slujba de comemorare. Iubirea nestinsă pe care o poartă oamenii acestui sfânt al Ortodoxiei Românești, încă necanonizat, este pe măsura iubirii de oameni ce l-a călăuzit în întreaga sa viață de smerit și plin de har mijlocitor al lui Dumnezeu. Este dovada unei personalități unice ce atrăgea ca un magnet mulțimi de credincioși din toate categoriile sociale, dar și permanenta suspiciune a autorităților vremii, care nu puteau înțelege de unde îi vine acea forță excepțională de a-i face pe oameni să-l caute și să-l urmeze. Este cel care s-a pus chezășie pentru învierea neamului din care el s-a ivit, din care a fost chemat. Dumnezeu are un plan mare de mântuire, este ca o capodoperă, este capodopera Părintelui Veșnic. În acest plan mare de mântuire, fiecare suntem noi cu micul nostru plan individual de mântuire. Noi nu putem ști care este, pentru că prin firea noastră cea căzută suntem întunecați. Dar putem fi conduși dacă ne lăsăm conduși, dacă facem ascultare. Deci asta este glasul Părintelui Arsenie, este chemarea către a îndeplini propria noastră chemare, care este sigur mântuirea sufletului. Dar pot să spun doar atât, că pentru toți cei care el a avut bunăvoința și dragostea să se dezvăluie, cum s-a dezvăluit către mine, el a fost o transparență a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El l-a făcut pe Iisus transparent pentru noi prin ceea ce era el. Părintele Arsenie Boca vede lumina zilei la 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus din Munții Apuseni. Părinții săi Iosif și Creștina îl botează Zian Vălean, un nume rar. Zian pare a fi o formă locală a lui Ioan, vine probabil de la Sânt Zian. Despre tatăl său, cizmar de meserie, își amintește că era un bun pedagog, ba chiar că l-a bătut odată pentru că pierdea timpul. I-a făgăduit plângând că nu se va mai întâmpla, iar promisiunea aceea îi va călăuzi întreaga viață ca un înger păzitor. Tânăra familie Boca locuiește la Bujoara, un deal al satului Vața de Sus. Copilăria lui Zian se petrece în universul florilor și al pădurii. Sus pe deal, chiar și prezența altor copii era o raritate. Poate așa se explică de ce părintele a iubit mai mult tăcerea. Școala primară și liceul le face în orășelul Brad, centru cultural și economic al țării Zarandului. Adolescența sa este marcată de două evenimente: divorțul părinților și apoi moartea prematură a tatălui, la doar 45 de ani. La terminarea liceului Avram Iancu, ca șef de promoție, Zian Boca sădește un stejar în curtea liceului. El există și astăzi și îi se spune Gorunului Zian. Având o înclinație spre științele pozitive, ar fi vrut să devină student la aviație în București, dar l-a împiedicat sărăcia. Se înscrie la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, care în acea perioadă oferea burse studenților nevoiași. Zian Boca citește cu aviditate studii de psihologie și de filozofie, căutând să se adâncească în descifrarea tainițelor sufletului. Pasiunea pentru științele pozitive îl va însoți întreaga sa viață.
Vorbește bine franceza și germana, îi place să cânte la flaut și iubește pictura. Este numit Sfântul de către colegii săi de la Academia Teologică din Sibiu, pentru că se remarca încă de pe atunci, prin viața sa ascetică, de intensă trăire religioasă. Aflând de talentul său la pictură, mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan îi acordă o bursă și îl trimite să studieze la Academia de Arte Frumoase din București. Locuiește la internatul Facultății de Teologie de la Mănăstirea Radu Vodă și ziua și-o petrece în atelierul de pictură de pe calea Griviței. Îi are ca profesor principal pe Francesc Șirato, Costin Petrescu și Francesc Rainer, ultimul de la Facultatea de Medicină. Audiază cu entuziasm și cursurile de teologie mistică ținute de profesorul Nichifor Crainic. Sub îndrumarea profesorului Costin Petrescu, care executa fresca Ateneului Român, Zian Boca pictează scena intrării lui Mihai Viteazu în Alba Iulia. După ce termină studiile la Academia de Bele Arte, face anul de practică la Biserica Sfântul Dimitrie din satul Bixad, județul Covasna, pe care o zugrăvește în frescă împreună cu profesorul său Costin Petrescu. În toamna anului 1936, Zian Boca este hirotonit diacon celib pe seama Catedralei Mitropolitane din Sibiu. O fotografie de epocă ni-l arată slujind alături de înalt preasfințitul Nicolae al Ardealului în Piața Mare din Sibiu, pe Bobotează. În luna martie anului 1939, mitropolitul Nicolae Bălan îl trimite pe diaconul Zian Boca la Sfântul Munte Athos, să deprindă călugăria atonită, să studieze pictura și cărțile de la locurile sfinte din grădina Maicii Domnului. Era un privilegiu în acele timpuri să poți ajunge la Muntele Athos și tânărul teolog profită din plin de această perioadă. Copiază scrieri duhovnicești ale sfinților părinți și cercetează manuscrisele de la schitul românesc Prodrom. Călătorește la mănăstirile mari ale Sfântului Munte, la schiturile și chiliile românești. Peste ani, părintele Arsenie va spune: când am sărutat mâna Sfântului Ioan Botezătorul, mi-am înțeles destinul. Se spune că la Sfântul Munte Athos, Zian Boca s-a rugat Maicii Domnului, cu multă stăruință și lacrimi, să-i scoată în cale un duhovnic iscusit, care să-l inițieze în tainele duhovniciei. După un timp, i s-a arătat Sfânta Fecioară și l-a dus pe un vârf înalt. Acolo l-a dat pe mâna unui duhovnic, care trăise cu 200 de ani mai înainte și ar fi primit de la acesta, prin lucrarea Duhului Sfânt, darul înainte vederii. Se întoarce în țară pe 8 iunie 1939 și în toamna acelui an pleacă la Chișinău pentru a învăța de la pictorii ruși poleitura cu aur și alte lucruri trebuitoare unui atelier de pictură. Vin vremuri grele pentru întreaga omenire. Al doilea război mondial începuse și anul 1940 avea să fie unul tragic în istoria românilor. În doar câteva luni, Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herței sunt ocupate prin forța armată de Uniunea Sovietică. Sudul Dobrogei este cedat Bulgariei, iar jumătate din Transilvania trece în componența Ungariei. Părintele Arsenie se afla la Chișinău în acea perioadă
și încerca să prinde ultimul tren cu refugiați. De pe peronul gării, privea cum se înghesuia un tren sărmanii basarabeni, care fugeau din fața armatei sovietice. Ca din senin, i-a apărut alături un bărbat matur, îmbrăcat modest, care privea spre oameni cu atâta durere și jale întipărite pe fața sa, cum nu mai văzuse părintele Arsenie niciodată pe nimeni. Impresionat, s-a aplicat să scoată pâinea din geamantan, ca să-i ofere străinului. Când s-a ridicat, bărbatul dispăruse ca prin farmec. L-a numit omul durerilor și a rămas cu convingerea că acel bărbat fusese chiar Iisus. În scurt timp, România intră în război. Viitorul devine greu de prevăzut. În aceste condiții de nesiguranță, oamenii își îndreaptă tot mai mult nădejdea spre Dumnezeu. Mitropolitul Nicolae Bălan, care dorea o renaștere a monahismului, îl trimite pe tânărul Zian Boca la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, ctitorită de Constantin Brâncoveanu, mănăstire de curând reclădită. În vinerea izvorului tămăduirii, după Paștele anului 1940, în cadrul unei slujbe emoționante, diaconul Zian Boca este tuns în călugărie primind numele de Arsenie. Îl căuta lumea. Și de ce îl căuta? Mergeau unii cu năcazul când erau oameni la mănăstire și le dădea sfaturi ce să facă și dacă se vindecau de neputința lor, când venea să-i mulțumească după o lună, două, venea încă cu vreo 10-20 din sat care și aveau năcazul și venea să-i plângă la părintele. Încât, foarte curând, era așa de căutat, de nu știa mitropolitul ce atâta lume în curtea mănăstirii. Și odată întreabă prin 41, mă, întreabă pe ceilalți părinți, ce-i cu lumea asta? Zice, păi îl caută pe Arsenie, pe Boca și zice, după aceea el trimite la noi să se spovedească. Și mă, să-l hirotonim pe el, că nu era încă preot, să facă el pe duhovnicul. După ce l-a hirotonit, începând de la izvorul tămăduirii, vineri după Paște și până toamna când se putea dormi cu o pătură pe afară, mai puțin de 800 până la 1000 de oameni nu lipseau din curtea mănăstirii. Eram în timpul războiului, eram confruntați cu multe greutăți, mai ales de ordin material. Și când am ajuns la Sâmbăta, pentru noi a fost așa o destindere sufletească. Când l-am văzut pe părintele înconjurat de lume, ca un păstor în mijlocul turmei, cu adevărat mi-a făcut o impresie foarte bună, pe care am păstrat-o toată viața. Și mai ales îmbrăcat în acea reverendă albă, cu o centură foarte frumoasă și cu părul tăiat scurt aici la spate, nu legat conci, așa cum se vede la unii călugări de astăzi, și o ținută extraordinară și o privire care te pătrundea până în adânc. Îmi dădea impresia că este un cuvios venit din lumea sfinților, din lumea celor care slujesc neîncetat pe Dumnezeu. Așa încât vederea lui te cucerea și te atrăgea, avea o privire foarte ageră, nu puteai să te ascunzi de privirea lui. Și ceea ce spunea era ca și un cuvânt de Evanghelie. Trebuia să-l reții și să urmezi sfatului. Am auzit o voce lângă mine, foarte, foarte caldă, foarte îngrijorată cumva. Nu ce s-a întâmplat. Și atunci m-am întors așa și am văzut în fața mea, exact în fața mea,
Stătea părintele Arsenie, o siluetă înaltă, subțire, îmbrăcat în alb, un chip de o frumusețe îngerească și niște ochi care mă priveau foarte atent și foarte serios. De ce m-am speriat? Mă priveau doi ochi albaștri, incontestabil doi ochi albaștri de om, dar privirea aceea n-avea sfârșit, n-avea fund, n-avea fundal, nu. Era pe dimensiune infinită. Senzația mea a fost că un cer infinit albastru mă privește prin doi ochi omenești. Vestea că la mănăstirea de la Sâmbăta se află un preot de o frumusețe hristică, înzestrat cu daruri deosebite, care slujește dumnezeiește, se răspândește repede în toată țara Făgărașului și mai departe. Sute și mii de oameni încep să ia drumul mănăstirii. Imediat după hirotonie, părintele Arsenie Boca declanșează ceea ce se va numi mișcarea de reînviere duhovnicească de la Sâmbăta. În timpul verii, credincioșii rămân la mănăstire și câte 2-3 săptămâni, ajutând la treburile gospodărești. Așa au luat naștere altarul din pădure, lacurile, grădina din apropierea stăreției, împodobită cu troițe, cu pietre și vase ornamentale, toate realizate sub îndrumarea părintelui Arsenie. Iubirea sa pentru frumos și armonie a transformat mănăstirea de la poalele munților într-un colț de rai. Părintele Arsenie organizează și tabere duhovnicești pentru studenți și intelectuali, cărora le expune capitole din lucrarea sa de căpătâi, Cărarea Împărăției. A venit la un moment dat cineva care i-a spus părintelui că ar fi bine dacă ar apela la cineva să strângă fânul pe care îl avea mănăstirea într-un loc oarecare. Și atât a trebuit doar părintele să spună: măi, care puteți, el dânsul avea acest fel direct de a vorbi față de toți, îi spunea: măi, cu tare, și simțeai dintr-o dată o apropiere sufletească. Și măi, care vreți să veniți să adunăm fânul? Și toată lumea a pornit cu părintele în frunte și a dus. Eu n-am mers acolo că aveam altă treabă, dar mi-a plăcut așa de mult imaginea aceasta a unei mulțimi care îl însoțea pe părintele, el în reverendă albă și lumea îmbrăcată cât de pestriți cum era, dar cred că erau cu zecile care s-au dus. Ce au făcut acolo, nu știu, imaginea drumului spre acolo, însă mi-a rămas în amintire. Oare preotul ăsta, călugărul ăsta, nu e un impostor? Când îl văd, găsculițele astea de fete tinere, frumusețea asta de bărbat care radiază din jur, uite, radiază, se prevalează oare de frumusețea asta și de dotarea asta ca să creeze așa o stare de admirație și de tineri să îndrăgostesc. Și cu toată sinceritatea, am făcut o rugăciune să fiu ajutat să văd, este un impostor sau nu? Ăsta era gândul. Și toată îl văd pe părintele Arsenie oprindu-se și le face semn: acum nu putem discuta acum, mai târziu, am o treabă. Și deodată îl văd că se îndreaptă exact spre mine, de acolo era și clădirea mitropoliei, unde când venea mitropolitul Bălan, venea acolo. Și eu m-am dat mai la o parte, mă sprijineam de un măr acolo care era, m-am dat la o parte, dar vine exact la mine și îmi pune mâna după umăr și îmi spune, prima dată văzându-mă în viață, spune-mi: ei, Dane, sunt un impostor sau nu? Dom'le, în momentul acela m-am cutremurat. Am spus: părinte, vă rog să mă iertați. Și părintele ținea lumânarea așa într-o parte, ca să fie luminată cărarea, noi să vedem pe unde mergem, aleea care ducea de la biserică până la Arhondaric. Destul de lung drumul
așa. Și mă uitam cu ochii agățați de lumină. Zic, uite acum se stinge, uite acum se stinge. Nici vorbă. Se ridica lumina deasupra lumânării, o ridica vântul și cădea din nou pe lumânare și nu se stingea. Sau zbura în lături, venea îndărât pe lumânare și lumânarea nu se stingea. Toți eram înmărmuriți, chiar și cei care erau obișnuiți cu sâmbăta. Părintele îmi pune lumânarea în mână și spune, ține și tu lumânarea și nu te mai mira atâta. Eu am luat lumânarea, ce să vă spun, am ocrotit-o cam în două mâinile, să nu se... Ce? S-a stins imediat, imediat s-a stins. Nici nu era posibil să ardă în vijelia aia. Și părintele îmi spune, vezi că nu știi să duci o lumină în furtună, trebuie să înveți lucrul ăsta. Eu n-am știut la ce se referă, dar el se referea la furtuna pe care aveam de parcurs și aveam de învățat cum se duce o lumină în furtună. Toți lucram în curtea mănăstirii, în grădina mănăstirii și așteptam să-i vie rândul la spovedit. Și un cetățean, un țăran din zonă, m-a dus la Părintele Asenie o fiică de 16 ani care era bolnavă de o paralizie infantilă. Și a zis părintele câte, mă, nu te vezi de treburi acasă, că ai de secere și de coasă, lasă fata aici. Și m-a așezat într-o chilie și un călugăr bătrân îi purta de grijă, de apă să se spele și după ce o ridica, o punea, după ce se termina slujba, că se păstrau noaptea slujba la mănăstire, cum e obiceiul, o punea într-o roabă, punea haine și punea roabă și o ducea cu roaba în grădina mănăstirii unde lucram noi, ca să mai margă o femeie să stea cu adevărat și să nu se plictisească. La prânz o ducea la chilii, dădea de mâncare și după masă iară. Într-o bună zi însă, la vreo 10, văd că dispare roaba cu fata. Toți suntem așa, unde e fata mă? Și am văzut cum călugărul o duce la ușa bisericii, o introduce în lăuntru în brațe, că nu putea umbla deloc, și după o oră, vedem fata cum iese din biserică, ținând pe picioarele ei să nu se debracă pe brațul părintelui Arsenie, pe picioarele ei. La sâmbătă am asistat la una dintre cele mai frumoase florii pe care le-a celebrat vreodată părintele Arsenie. Era ajutat și de natură. Sigur, slujba a făcut-o afară. Era un pavilion rotund, așa. În acest pavilion era altarul la care se... Și noi stăteam prin pădure, de jur împrejur, cât ținea... La florii și la Paște era lume de pe lume acolo, erau cu miile, veneau așa. Nici nu puteai să-ți dai seama cât de mulți sunt. Deci vă puteți imagina un sfârșit de aprilie însorit, binecuvântat, așa, o natură binecuvântată de Dumnezeu. Cântau teologii, cânteau și păsărelele prin ramuri, cânteau și preoții la altar. Nu vă pot spune ce fel de... Toată natura, cu preoți și cu pelerini, erau într-o rugăciune către Părintele Ceresc. Părintele avea o voce vibrantă. Simțeai vibrațiile în coșul pieptului tău, așa. Și în momentul când avea momentele lui de plâns, vocea scădea puțin și atunci toată biserica plângea. Această mișcare de la sâmbătă a fost unică în Biserica Ortodoxă. Înainte de toate a fost Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie, cum n-am văzut și n-am auzit nici atunci, de atunci și nici până astăzi la nimeni altul, între preoții, monașii și arhierei, poate, din țara noastră. În primii ani, când dânsul a început să spovedească pe 1942, era foarte exigent.
Veneau oameni care sunt mani să spovedeau numai așa, că spovedania se făcea lăsate, e mai mult o formalitate. Două, trei cuvinte și îl dezlega preotul și cu asta se termina. Ori părintele, având de lucru cu asemenea material uman, și-a dat seama că dacă rămân la stadiul la care sunt și care erau atunci, înseamnă că nu face niciun pas în ceea ce este un progres în ceea ce este viața lor. Și făcea spovedanie cam 2, 3 și 4 sau chiar și 5 ore, încât oamenii au rămas. Asta în prima fază. După aceea oamenii au început să-și dea seama că la părintele trebuie să fie pregătit, mai ales dacă se spovedea a doua oară sau a treia oară, spovedanile erau de mai mică durată, o jumătate de oră, 13 de oră, poate o oră, dar nu ca în prima fază, când erau spovedanii de 3 sau 4 sau 5 ore. Oamenii erau foarte mirați de ceea ce le spunea părintele, pentru că multe dintre păcatele pe care le făceau ei nu aveau conștiința faptului că fac păcate. Este un fapt oarecare. Deci nu aveau calificație morală. Nu se grăbea niciodată și te lăsa să spui tot ceea ce aveai de spus și apoi te întreba el, asta de ce nu spui? Asta la altă de ce nu? Areți, că și asta ai făcut-o. Deci atunci îți dădeai seama că orică le-ai uitat, orică nu mai ai vrut să le spui. Prin aceasta se dovedea că el este și un cunoscător al gândurilor. În timpul războiului, o mulțime de femei au venit la ușa chiliei sale, îngrijorate de soarta bărbaților aflați pe front. Părintele nu avea vreme să le asculte. Arăta doar cu degetul mulțime și spunea: tu pune o cruce după casă. Tu pregătește pachet că soțul tău e rănit, dar trăiește. Și tot așa. Când au sosit scrisorile de pe front, s-a văzut că spusele părintelui fuseseră întru totul adevărate. Părintele mi-a pus doar două întrebări, una care se referea la tata și care mi-a spus să nu uit să-i spun să vină la el. Ceea ce eu n-am făcut și pe urmă mi-am dat seama că am zis că tata nu o să meargă, că îl cunoșteam pe tata cum este și tata spunea că părintele Arsenie își face un cult al personalității, deci ziceam ce să caute tatăl meu la părintele. Dar eu, de fapt, luasem asupra mea una din posibilitățile de izbăvire a tatălui meu, fără ca să-mi dau seama de lucrul ăsta. Deci mi-a pus o întrebare cu privire la tata și mi-a spus să-i pun în vedere să-l caute pe părintele și a doua cu privire la o dorință pe care mi-o formulasem eu și anume aceea de atunci când voi termina studiile să intru în mănăstire. Și părintele a spus, mi-a pus următoarea întrebare: tu câtă certitudine ai că ai vrea să faci pasul ăsta? Și am spus: părinte, 99%. Părintele a spus: și acel 1% cum se traduce? Și am spus că mi-e frică că nu asta este chemarea Domnului, mi-e frică că nu asta vrea Bunul Dumnezeu de la mine și că mă împăunez eu cu ceva ce nu mi se cuvine. Și atunci părintele a zâmbit așa puțin, a stat un pic pe gânduri și a spus: măi copilă, procentul ăsta al tău de îndoială valorează cât toate cele 99% de certitudine. M-am dus la mănăstire la Brâncoveanu, la Sâmbăta de Sus, și între altele l-am întrebat, așa cu sfiala pe care o are un tineret la vârsta la care l-am 16 ani și jumătate: zic, părinte, aș dori și foarte mult să mă spovedesc și eu la Sfinția voastră. Și ce bine, mă, zice, când vă începe să spovedesc între cei pe care îi vor spovedi, te voi lua și pe tine. Așa cum vorbea cu mine, ca cum vorbi cineva, un părinte bătrân cu un fiu duhovnicesc al lui. Și am așteptat vă câțiva ani de zile, rămăgeam de la mănăstire și aveam nevoie de, zicem așa,
și de sfaturi duhovnicești, dar mai ales și de îndrumare în ceea ce privește viața. Eu nu eram, eu eram copil de țară și nu eram eu prea, prea instruit. Știam eu, aveam eu ceva noțiuni, ceva de credință, dar mai trebuia mult până când am ajuns la maturitate. Și după ani de ostenire la mănăstire, că eram la vreo 30 de kilometri departe cu mâna mea de mănăstire, m-a dus în 1948 cu convingerea că Părintele mă primește la spovedanie. Și așa a și fost. Am uitat că cam sfios cum să intre de obicei la spovedanie, dar de data aceasta eram sfios peste măsură pentru că știam că mă duc să mă spovedesc la un sfânt. Așa-l vedeam și îl vedeam eu și așa-l vedea marea majoritatea oamenilor. Însă când m-a văzut că intru în așa sfios cum trebuia să fiu și cum a și fost, m-a văzut și a zâmbit și vino frate, vino în coaie la spovedanie. Și el s-a uitat așa la mine și a spus, eu îți dau întâi un sfat pentru toată viața ta. Și mi-a dat acea nemaipomenită sintagmă pe care foarte multe fete din închisoare au învățat-o de la mine și care era pentru închisoare, dar eu n-am știut nici atunci că pentru asta și care sună așa. Cel ce vrea să scadă la crucea lui, mai mult își adaugă. Și mi-a spus de câteva ori, Dumnezeu să-ți ajute copilă, să-ți ajute Dumnezeu, Dumnezeu să-ți ajute. Și de fiecare dată îmi tot dădea câte o binecuvântare, o simțeam pe creștet. Și eu am mulțumit mult, m-am ridicat și Leonida conducându-mă la, era o cursă care pleca spre Voila, conducându-mă la cursă a spus, măi, tu ai numărat de câte ori ți-a dat binecuvântare Părintele? Și am spus, dar trebuia să număr? Zic, nu, chiar n-am numărat, nu știam că trebuie să număr. Zice, măi, dar e nefiresc ca cineva, ca un preot să te binecuvinteze de atâtea ori. Zice, Părintele, zice, tu nu puteai să-l vezi, că era îngenunchiat acolo, zice, dar eu am văzut chipul, era de o tristețe nemaipomenită. Pe tine te așteaptă lucruri grele, îmi pare rău că trebuie să-ți spun lucrul ăsta, însă e bine să fie avertizată, în sensul că când o să treci printr-o limită din asta, să-ți aduci aminte că Părintele Arsenie te-a binecuvântat. De la muntele Athos, Părintele Arsenie Boca și Părintele Serafim Popescu aduseseră manuscrise ale Filocaliei, pe care Părintele Dumitru Stăniloae le-a tradus. Părintele Arsenie face macheta grafică a coperților și asigură prin multe abonamente printre credincioși tipărirea și difuzarea Filocaliei. Drept recunoștință, Părintele Stăniloae l-a numit ctitor de frunte al Filocaliei românești. Și primele cuvinte pe care Marele Lucian Blaga i le-a spus părintului nostru Arsenie la întâlnire și cu care l-a întâmpinat au fost acestea. Fericit ești, părinte Arsenie, că ai ajuns un mit. La care părintele Arsenie a întrebat, de ce oare? Și Lucian Blaga a răspuns, pentru că crezi ceea ce spui. Atunci părintele a zis, maestre, această căciulă a mitului, eu nu vreau să o port. Și poetul a răspuns și a concluzionat, bai să o porți, pentru că neamul nostru românesc are nevoie de așa ceva. Alături de miile de credincioși dornici să cunoască un proroc puternic în faptă și în cuvânt, mănăstirea Brâncoveanu este vizitată și de oameni politici, ori de personalități ale culturii noastre naționale. La praznicul Rusaleilor din 1942 a fost prezent mareșalul Ion Antonescu cu soția sa Maria. Regele Mihai și principesa Ileana, sora regelui Carol al II-lea, au vizitat și ei locașul ctitorii de Brâncoveanu. Impresionată de personalitatea părintelui Arsenie, domnița Ileana îl invită la castelul Bran, unde părintele ține predici cu caracter religios, tălmăcind și anumite părți din scriptură.
La plecarea din România, domnița Ileana îi lasă o scrisoare de mulțumire în care mărturisește că părintele Arsenie a fost o lumină în viața ei. Iubitor de singurătate, părintele Arsenie începe săparea unei chilii în piatră, sus în munte, pe Valea Sâmbetei, la o altitudine de 1700 de metri. Acest lucru atrage atenția serviciului secret al jandarmeriei, care trece la urmărirea informativă a părintelui Arsenie, bănuit, fără temei, că ar putea ascunde legionari, ostili regimului politic condus de mareșalul Ion Antonescu. De aceeași bănuială complet nefondată, este acuzat și în regimul comunist nou instalat și va fi urmărit toată viața. Este arestat și anchetat în repetate rânduri, deși implicarea în politică i-a fost și a rămas străină duhovnicului de la Sâmbăta. Întâlnirile și discuțiile sale cu unii legionari nu s-au desfășurat decât în cadrul strict al relației dintre duhovnic și credincios. Mai mult, îi îndemna pe legionari să renunțe la forță și la pistol, pentru că acestea se pot întoarce asupra lor. A propovăduit deschis pe Hristos în acele timpuri era un risc pe care părintele Arsenie și l-a asumat. Nu-i numește pe comuniști cu numele lor, dar vorbește mulțimilor împotriva celor fără de Dumnezeu. Și acest fapt deranjează autoritățile. Pentru a evita pericolul unei noi arestări, înalt preasfințitul Nicolae Bălan decide ca părintele Arsenie să fie transferat la o mănăstire mai îndepărtată, mai izolată de circulația oamenilor. Se încheie astfel șederea părintelui Arsenie la mănăstirea Brâncoveanu, pe care a îndrăgit-o atât de mult, locul în care s-a împlinit spiritual și în care a păstorit atâtea suflete. La 25 noiembrie 1948, ajunge la mănăstirea Prislop din țara Hațigului. Călugării greco-catolici, izgoniți și ei de puterea comunistă, au lăsat mănăstirea în paragină. La început a fost mănăstire de călugări, dar curând se ia decizia de a deveni mănăstire de maici. Julieta Constantinescu, licențiată în teologie, tunsă în monahism cu numele de Zanfira, este numită stareța mănăstirii. Părintele Arsenie rămâne la Prislop ca preot duhovnic. Este căutat în continuare de o mulțime de oameni și securitatea intră din nou în alertă. La 16 ianuarie 1951, ora 5 dimineața, un grup de 10 securiști pătrund cu brutalitate în mănăstire și îl arestează pe părintele Arsenie. Este trimis fără niciun fel de judecată în lagărele de muncă forțată de la canalul Dunăre-Marea Neagră, timp de mai bine de un an. Eliberat în aprilie 1952, revine la Prislop, dar prigoana nu încetează. Este din nou arestat și anchetat la Timișoara, Jilava și Oradea. Învățam pentru bacaloriat, pentru că dedusem proba scrisă și acum urma proba orală. În ziua când a început proba orală, noi am fost arestați. Nu ne-a urcat sus, ci ne-a dus direct în celula comună. Însă, în momentul când am intrat, am rămas cam fața unui spital de campanie. Mi se părea ca un spital de campanie, adică niște oameni care, eu ziceam că toți erau bolnavi, dar de fapt aveau fiețele subte, și păreau așa din cauza suferinței prin care trecuse fiecare în parte. Am văzut într-adevăr un om care era cu picioarele goale până la, cu pantolonile strânși până la genunche, care era un călugăr de fapt. Și s-a ridicat imediat în sus, a început să ne întrebe, cine sunteți? Suntem elevi.
De unde? De la liceul Radu Negru din Făgăraș. Și se uita la noi, deja ne-a luat în parte, ne-a măsurat, probabil că i-a văzut pe unii cei mai mici, ce-a zis în sinea lui și după aceea au vorbit cu ca pentru el, dar ca să auzim și noi. Zice, legiunea îngerilor din cer încă nu-i completă. Și însăși faptul că era cu noi era un lucru extraordinar. Adică ne-a dat seama că suferința noastră nu este numai ceva individual, ci este ceva colectiv. Și dacă Părintele Arsene, care în zona Făgărașului, sau mă rog, poate chiar pentru Ardealul de Sud, era poate cea mai mare personalitate din vremea aceea, dacă era cu noi, însemna că, într-adevăr, și noi suntem cineva, dacă am ajuns în pușcărie alături de el. Fiind la Timișoara, acolo am avut posibilitatea să-l văd în persoană pe Părintele Arsenie într-un mod deosebit de interesant. Mi s-a deschis ușa și gardianul foarte poruncitor mi-a spus să-mi iau tineta să vă duc la spălător. Eu am rămas foarte mirat și am spus, păi am fost. Și iar așa foarte autoritar, ia tineta și te duc la spălător. N-am trebuit să ascult și mi-a luat tineta și m-am dus la spălător. Spălătorul era o cameră la capătul coridorului pe care erau celulele și care aveau întotdeauna, când eram în programul obișnuit, ferestrele închise. Nu puteai vedea nimic în afară. E, acum ferestrele erau larg deschise și ce putea fi pentru un deținut mai dornic decât să privești cerul și să respiri un aer care vine pe o fereastră larg deschisă. Atunci și eu am uitat și de ce am venit acolo și m-am repezit spre fereastră. Și în fața mea era un peisaj cât de frumos cu cerul, pe cât de arid în fața curtea pe spre care priveam, că erau curțile de plimbare a deținuților. Și acolo, în mijlocul curții, făcea pași de plimbare Părintele Arsenie Bucă. Am cunoscut, ca preot, un ofițer în rezervă, cu care ne-am și împrietenit cu familiile, și aș putea să vă dau și numele, botezam Petru, era în Ogna Mureș. Deci era acolo, într-o celulă, era un părinte. Nu știu dacă nu ăsta a fost Părintele Arsenie. Și la un moment dat, observăm că părintele le spune la cei care erau cu el în celulă, uite la tine ce s-a întâmplat acasă. Peste o săptămână, două, primeau o scrisoare de acasă. Și așa se întâmplase. Noi, văzând că se întâmplă și știe părintele așa, într-o zi, într-o bună zi, eu și încă un coleg de-a meu, l-am rugat pe părintele, părinte, dacă dumneata ești așa credincios, spune-ne și nouă ceva să credem în Dumnezeu. Noi, eu degeaba vă spun vouă să credeți în Dumnezeu, că voi tăi nu credeți. Ba da, părinte, zice, dacă ne spuneți, credem. Chiar, dacă credeți, bine, mă, vă spun. Duceți-vă acum la poarta închisorii. Acum, la poarta închisorii, stau două femei. Una are un coș în mână și în coș are slănină, are pâine, are ce avea în coș. Unde are o dăsagă în spate. Și în dăsagă, uite ce are. Noi, curioși, gata, am trecut repede, am plecat. Trecut prima poartă, doua, când am ajuns la poarta închisorii, într-adevăr, femeile erau în fața, acolo, în fața porții. Noi, ca să ne convingem dacă e chiar adevărat ce zice părinte, că și ce are ele în bagaj, am luat tare la întrebări. Ce caz stați aici? Știți că nu-i voie să stați în fața porții. Ce aveți acolo? Ce aveți? Da, dar ce avem? Uite, avem aici și noi mâncare, așa, așa. Să vedem. Și într-adevăr așa. Se duc la comandant, la conducerea închisorii și raportează. Domnul comandant, uitați, în celula cu tare, avem deținutul cu tare, care cred că e preot, care vede prin zidul închisorii. Pe când eram preot la Sfânta Mănăstire a Prislopului, mi-aduc aminte că a venit la mine un credincios vârstnic
de la Simeria și mi-a spus foarte emoționat faptul că la un moment dat părintele Arsenie se ruga în celula unde era reținut și deținut și gardianul a surprins pe geam cum părintele Arsenie era învăluit în foc în timpul rugăciunii și ridicat de la pământ, așa cum s-a întâmplat cu Sfânta Maria Egipteanca în pustiu, bătută de Ava Zosima, așa cum s-a întâmplat cu Ava Arsenie din Pateric, surprins de asemenea în rugăciune, învăluit în foc de către ucenicul său, care a privit pe fereastra chiliei sale din pustiul Egiptului. Eliberat din beciurile securității după alte 6 luni de detenție, părintele Arsenie se întoarce la prislop, de unde va fi alungat în cele din urmă la presiunea autorităților comuniste. În luna mai anului 1959, printr-o decizie a Episcopiei Aradului, i se interzice să mai poarte haina monahală și să slujească la altar ca preot. Considerat cel mai mare predicator al Ardealului, părintele Arsenie Boca este redus la tăcere. Mănăstirea Prislop este închisă, iar măicuțele sunt obligate să se întoarcă în lume. La scurt timp, așezământul devine azil de bătrâni. De la Prislop, părintele pleacă la București, dar supravegherea lui se amplifică, așa cum reiese din cele peste 1200 de pagini ale dosarului său de urmărire operativă. Poartă acum haine civile, cu aceeași eleganță cu care purta straile monahale. Este greu să-ți imaginezi că acest domn elegant, în costum și cu ochelari de soare, este duhovnicul de la Sâmbăta. Duce o viață liniștită și merge chiar să vadă un film la cinematograf, să mănânce o înghețată la cofetărie sau pleacă în excursii în Munții Bucegi. Peste 10 informatori roiesc în jurul lui, unii pregătiți și aduși special din provincie. Câțiva dintre ei, din păcate, sunt chiar fețe bisericești. Nu este greu de imaginat că părintele îi identifică cu ușurință și discreție, fapt remarcat de altfel și de ofițerii de securitate. Îi va fi cenzurată corespondența. Îi vor fi reținute sute de scrisori și acatiste, inclusiv corespondența cu părintele Cleopa Ilie. Îi se vor trimite provocatori, îi se va cerceta periodic locuința în lipsa lui. La București, părintele Arsenie pictează împreună cu Vasile Rudeanu altarul bisericii Sfântului Elefterie. Pentru a lucra în liniște și a evita provocările securiștilor, poartă un icoson pe care scrie: "Nu răspund la întrebări." Acum câțiva ani, tânărul student în teologie Alexandru Valentin Crăciun a observat că pruncul Iisus este îmbrăcat în zeghe. Mântuitorul Hristos este întemnițat și el alături de cei din închisorile comuniste. Este uluitor că timp de aproape 50 de ani nimeni nu a remarcat acest lucru, că nici măcar unul dintre informatorii care roiau în jurul părintelui nu a observat acest detaliu, care ar fi avut grave consecințe în acea perioadă. Apreciat de patriarhul Justinian Marina, părintele Arsenie este angajat la atelierele patriarhiei de la Schitul Maicilor din București. Și acolo făcea medalioane, făcea tot felul de lucruri frumoase. Și apoi m-am dus și am spus: părinte, acum zic, sunteți la atelier, aveți să-mi faceți și mie tabloul ăla. Și apoi așa l-au văzut pe fereastră la Sâmbăta, portretul Mântuitorului, care e de o frumusețe rară. El mi l-a împachetat pe motocicletă și mi-a spus, zice, o să ai
dificultăți, zice, când ieși din oraș, zice. Și m-a întrebat poliția. Zice, ce ai acolo așa de depășit? Aveți gabaritul depășit. Zic, e un tablou. Dar zice, de ce e așa de mare? Păi zic, așa s-a făcut el, dar zic, s-a apreciat. Așa, dar zic, nu-i mai larg decât ghidonul motocicletei. Era larg și ghidonul, motocicletă mare, eu. Și am putut să ies din încurcătură. Ce să faci? Și apoi am venit până acasă. Și pe drum mi s-a întâmplat o chestie. Pe la deal, pe acolo, a venit o ploaie mare. Și ce să vezi? Ploua, domne, dreapta în stânga și șoseaua uscată. O zis, Sorumea, dar ce e asta, mă, zice? O comorit, Sorumea, nu mai trăiește. Zice, ce e asta, vii, măliță, zice, că te șoseaua e zvântată și plouă și într-o parte și altă și plouă bine. Plouă bine. Asta a fost prima minune a lui, a tabloului. Plecând într-o excursie la chilia părintelui Arsenie de la Sâmbăta, am avut o întâlnire neașteptată. Câțiva credincioși aduceau o cruce în semn de recunoștință pentru descoperirea unei icoane a părintelui. Iată povestea ei. Zice, părinte, uite, eu am venit din partea părintelui Arsenie. Zic, din partea părintelui Arsenie. Părintele Arsenie a decedat. Păi nu, nu, zice, stați liniștit, că am venit din partea părintelui Arsenie cu o misiune foarte importantă. Vai de mine, zic, aoleu, ce-am mai făcut? Și atunci mi-a povestit, zice, eu am avut o viziune, mi-a povestit viața ei și ce s-a întâmplat cu fiul ei, cum părintele Arsenie l-a descoperit spunându-i că în Valea Cutare, el fiind alpinist, îi plăcea alpinismul, și s-a dus și s-a prăvălit. Rătăcit, s-a prăvălit, exact. Și nu mai găsise nimeni, vreo 7 zile îl tot căuta și în momentul acela s-a rugat părintelui Arsenie foarte profund și i-a spus părintele în viziune că în locul acela, în Valea aia, îl vei găsi, dar să-i faci deja pomenirile. Și atunci s-a rugat părintelui și părintele a zis, zice, uite, pentru treaba asta trebuie să te duci la Chicheș, în localitate, în biserica din Chicheș, vei găsi o icoană pictată de mine și aia trebuie înrămată și pusă la loc de cinste. Zic, vai, soră, dar cum să fac eu asta? Păi zic, n-am bani, că eu sunt sărac, aici sunt foarte mulți unguri, eu nu am o parochie așa bogată, eu știu eu ce fel de ramă. Zic, nu care cumva să greșesc ceva, că acum am apucat să și pe mine spaima. Și zice, femeia zice, nu, părinte, mergeți cu credință în Dumnezeu și știu că dumneavoastră veți face un lucru bun. Și atunci am zis, nu, m-am rugat la Maica Domnului, zic, Maica Domnului, ce-i vrea tu numai să fie bine, dar să nu pățesc ceva, deci eu și cu familia mea. Și atunci i-am zis, uite, n-am bani atâția ca să pot să fac lucrarea asta, că e destul de mare icoana. Și a zis femeia, nu, părinte, că și banii care vi dau pentru rama aceasta la icoană sunt tot din partea părintelui, adică el mi-a spus să eu să plătesc icoana. Dumneavoastră numai trebuie să faceți lucrarea. Și de atunci s-a făcut așa un pelerinaj și din București și din Târgoviște. La început primii au venit din București. Toți erau, vrem să vedem icoana, vrem să vedem icoana. Vai de mine și de mine, acum ce se întâmplă? Minunile care au fost acolo, vă spun, au fost nenumărate, pentru că cu nimic s-au făcut fiecare lucru. Fiecare om care venea era parcă trimis de Maica Domnului și de Dumnezeu. Zicea, părinte, uite, eu vreau să dau covoarele bisericii. Gata, soră, dă-le matale. Părinte, eu vreau să dau candelabrul ăsta de cristal. Dă-l, soră, matale. Părinte, eu vreau să-ți dau un rând de veșminte. Fă-le, soră. Da, părinte, vreau să fac aia. Fă, soră. Păi, dar dumneata nu te opui la nimic? Nu mă opun, soră. Păi de ce? Păi dacă Maica Domnului te-a trimis, tot ce să mă mai pun eu împotrivă? Și toată bisericuța, cum o să vedeți, e făcută numai și numai la apelul, la raportul Maicii Domnului, ca să zic așa. Multe alte icoane se găsesc răspândite în țară, cum ar fi icoana Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Brâncoveanu, pictată de părintele Arsenie pe când era starețul mănăstirii. Sau această icoană pe care a dăruit-o familiei Bica,
chiar în ziua în care a plecat de la sâmbăta. Icoana Sfânta Paraschiva de la Biserica Sfântul Antonie din București sau icoana Praznicul Izvorul Tămăduirii de la Biserica Sfânta Treime din cartierul Ghicatei, precum și sfintele icoane ale catapetesmelor de la Drăgănescu și Prislop, despre care părintele a spus unei cuvioase maici de la Hurez. Aceste icoane vor fi făcătoare de minuni, dar nu acum, ci mai târziu. Dar cea mai importantă lucrare este pictura bisericii din satul Drăgănescu, aflat la 25 de kilometri de București, la care părintele Arsenie a trudit timp de 15 ani, deși în mod obișnuit, o biserică se pictează în 2-3 ani. O pictură nouă, executată în tempera, cu nuanțe deschise, din care iradiază lumina împărăției cerești. Se răspândește vestea că părintele Arsenie este la Drăgănescu și o mulțime de credincioși apară zilnic în curtea bisericii. Vin oameni simpli, ca la un sfânt, să afle vindecare și alinare, să primească sfaturi pentru a trece prin greutățile vieții. Cu mine nu trebuie decât de 2 ori să se întâlnească omul, zicea părintele Arsenie Boca. Adică prima dată când află omul de la părinte ce are de făcut și a doua oară când, pe patul de moarte, îi spune părintelui dacă a făcut ceea ce i s-a zis. Părintele transpune predica înălțătoare de la sâmbăta și prislop într-o cateheză zugrăvită în stil personal. O pictură avertisment, cu imagini profetice, o nouă chemare la pocăință, care să fie pe înțelesul tuturor. Vin și tineri teologi pentru sfat și îndrumare duhovnicească, dintre care se vor ridica mulți preoți vrednici, stareți și starețe de mănăstiri, monahi și ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Unii au comentat că a făcut o imixtiune în Erminia Bizantină, dar e vorba de o completare care e vizionară, o completare teologică deosebită, în care Părintele și-a exprimat acolo toate darurile pe care Dumnezeu i le-a dat, de care a fost învrednicit. Carisma aceasta a transpunerii în imagine a ceea ce omul n-a văzut decât a citit sau sfinții părinți au simțit, au trăit. Și era parcă acum îl văd cum picta acolo sus, așa într-o aripă a bisericii. S-a uitat când a auzit ușa că nu era lume și zice, ce mă? Ai vrut numai să mă vezi? Nu, uite-te la mine acum. Uite-te la mine. Păi, părinte, eu numai atât am vrut, zic, că dacă am venit și nu v-am găsit, nu, uite acum am mai găsit. Această întâmplare, această împrejurare deosebită din august 1968, când a fost un moment de mare cumpănă pentru țară, pentru popor, pentru neam.
Părintele Savian, de la Casa Paroială, s-a dus la biserică ca să îl invite, să-l cheme să ia cina împreună. Și l-a aflat, l-a găsit pe părintele nostru Arsenie, în genunchi, în dreapta Sfintei Mese, în Sfântul Altar, rugându-se lui Dumnezeu, iar jos era o baltă de lacrimi. Și întrebându-l pe părintele Arsenie, cu îndrăzneală duhovnicească, ce faceți, părinte? Părintele a răspuns, țara noastră trece printr-un moment greu, de mare cumpănă și e nevoie să ne rugăm pentru binele țării, a neamului și a poporului nostru. Și cred că Dumnezeu, și pentru rugăciunile Sfinției sale, a evitat o mare dramă sau tragedie care s-ar fi putut întâmpla și la noi, precum s-a întâmplat în acel an și în acea lună august la Praga. În 1969, părintele Arsenie, Maica Zanfira și alte câteva foste călugărițe de la Prislop cumpără o casă la Sinaia și se organizează într-un așezământ quasi-monahal. Acolo părintele își amenajează o chilie și un mic atelier de pictură. În 1976 se redeschide mănăstirea Prislop, sub stăreția Maicii Apolinaria. Un asemenea eveniment, în acei ani, pare o minune cum numai părintele Arsenie putea să facă. Hristos a înviat! Adevărat! Hristos a înviat! Adevărat! Din când în când, părintele își face drum aici la Prislop, locul său de suflet. Astfel, sub îndrumarea părintelui Arsenie, maicile reconstruiesc și înfrumusețează chinovia Silvașului. Alături de vechea biserică, de clopotnița în stil atonit și saivanul dacic, răsar clădiri noi. Se reamenajează parcul, se plantează flori, magnolii și brazi argintii. Măicuțele mai în vârstă păstrează în amintire multe cuvinte de mântuire, ori cu caracter profetic, rostite de el la ceas de taină. Vara, părintele Arsenie obișnuia să stea în singurătate câteva săptămâni la lacul Bucura, din munții Retezat. Are nostalgia verilor din timpul copilăriei petrecute pe dealul Bujoarei. Se simte bine în natură. Duce dorul sihăstriei. Oamenii spun că vorbea cu urșii și cu lupii care l-ascultau, cu căprioarele și cu păsările cerului. Ultimii ani ai vieții și-i trăiește retras în așezământul de la Sinaia, alături de fostele măicuțe de la Prislop. Face scurte plimbări prin zonă și odată pe lună se duce la București pentru a-și ridica pensia derizorie. Sănătatea îi se agravează, este suferind de inimă, iar în februarie 1988 face paralizie facială și la piciorul stâng. În mod halucinant, securitatea continuă urmărirea părintelui care se zbătea între viață și moarte. Abia pe 7 octombrie 1989 se aprobă scoaterea sa de sub urmărire operativă, când, în sfârșit, securiștii sunt siliți să recunoască ceea ce au refuzat să creadă mai bine de 4 decenii. Părintele nu desfășoară activitate dușmănoasă împotriva orânduirii noastre socialiste. După prima sa arestare, s-au arătat marile semne dumnezeiești. Se spune că mâna anchetatorului care l-a lovit s-a uscat și omul acela a rămas infirm pe viață. O altă minune apare consemnată spre cercetare chiar în dosarele securității. Se spunea că părintele Arsenie a participat la slujba de înmormântare a mamei sale într-un sat din țara Zarandului, deși era deținut la canalul Dunăre-Marea Neagră.
Nu avem dovezi care să ateste acest fapt, dar oamenii sunt convinși că așa s-a întâmplat. Mărturiile se adună, se împletesc, se completează, fiind greu de perceput unde se termină realitatea și unde începe legenda. Majoritatea dintre ele însă au rămas în anonimat, pentru că părintele păstra o mare discreție în relația dintre duhovnic și credincioși. L-am văzut pe părintele Arsenie în biserică, în catedrala din Alba Iulia, și în câteva clipe nu l-am mai văzut pe părintele. După 3 zile, fiind tot de Rusalii, am plecat la Sinaia și l-am întrebat dacă a fost la Alba Iulia. Și mi-a spus, da, am fost la Alba Iulia. Și mi-a spus că în timpul rugăciunii a avut o stare de înălțare, de levitație, în timpul rugăciunii din catedrala din Alba Iulia. Deci părintele l-a simțit, într-adevăr, ca fiind posesor al unor daruri duhovnicești speciale, dar pe care niciodată nu le scotea în evidență în sensul unor bravări, în sensul de a se arăta, de a epata neapărat pe cineva, nu neapărat, și nu făcea lucrul acesta, ci atitudinea dânsului, așa mi s-a părut niciodată, a fost o atitudine absolut normală. Am făcut un infart. Știam că ne mai promisese părintele că noi, dacă o să-l ascultăm, el o să ne ajute pe noi și cât o fi pe aici și când o trece la cele veșnici. Și am făcut infartul și când am ajuns la municipal cu mine și a pus un aparat pe mine, a zis, fuga că intră în comă. A spus la copii, era fata și ginerile cu mine. Și m-a pus pe ăla și eu atunci, în timpul ăla, am început să strig pe părintele Arsenie, dar cum l-am strigat în gând, n-am mai putut vorbi. Și am zis, părinte Arsenie, ajută-mă. Părinte Arsenie, ajută-mă, ziceam în gând, dar din gură, nu deschideam gură. La 3 ore și jumătate mă zbăteam între viață și moarte, copiii mei direct cu banii, nu s-a uitat nimeni la ei, că nu știa că, dacă mai scap sau nu. Am simțit pe fața mea o mână așa, că mi-a făcut așa. Așa m-am îngâiat așa, știi? Am deschis ochii imediat, n-am mai văzut nici mâna, n-am văzut, eu m-am trezit deschis ochii, cu gândul că e fata și cu ginerile la mine, că știam că a venit cu mine. Nu era nici ei, nu i-am văzut nici pe ei decât medicii, profesorul și niște asistenți pe acolo. Și am făcut odată. Domnul doctor, acum pot să vorbesc. Zice, văd, dar vă mulțumesc că m-ați readus din nou la viață. Ce nu mulțumim mie, mulțumese celui de sus, Mata a avut o mână protectoare care te-a ajutat. Eu nu gândeam că Mata mai zice, revii la viață. Un om și un preot care s-a învrednicit de atâtea daruri de la Dumnezeu timp de 30 de ani până la trecerea sa la cele veșnice, n-a mai avut voie să îmbrace veșmintele preoțești și să slujească Sfânta Liturghie. Aceasta a fost marea durere a vieții părintelui Arsenie Boca. Participa la slujbe, dar nu slujea în altar. A rămas același duhovnic neclintit în credință, deși nu mai avea voie să spovedească. Rețin că odată, fiind la Sinaia, l-am întrebat pe părintele, aici nu vă vede nimeni, de ce nu puteți să faceți o sfântă liturghie? L-am trimis niște veșminte și sunteți legitimi și puteți să faceți sfântă liturghie. Și dânsul a spus așa, nu mă pot juca cu ascultarea. Sunt călugăr și o fac ascultare. Nu mă pot juca cu ascultarea. Pe 28 noiembrie 1989, la Sinaia,
Făptura trupească a părintelui Arsenie Boca se desparte de această lume. Pe 4 decembrie, trupul părintelui, îmbrăcat în haine preoțești, veșminte pe care nu le mai purtase de 30 de ani, este înmormântat la mănăstirea Prislop, în locul pe care singur și-l alesese. A fost prohodit de maicile de la Prislop, de ucenicii apropiați și de credincioși. O lună mai târziu, orânduirea comunistă din România se prăbușește într-o baie de sânge, iar cuplul Ceaușescu este executat la Târgoviște după un proces sumar. Pentru foștii activiști și securiști, noua democrație oferă perspective atrăgătoare. Pentru oamenii de rând, necazurile sunt aceleași și mereu altele. Așa cum însuși părintele Arsenie prorocise, mormântul său a devenit loc de pelerinaj. De ziua morții lui, la fiecare sfârșit de noiembrie, când vremea se îndulcește ca prin minune, șiruri nesfârșite de pelerini cu flori în mâini vin la Prislop să afle alinare, să-și spună necazurile, să-și mărturisească păcatele într-o îndreptare. Oamenii nu cred că părintele Arsenie a murit vreodată. El este acolo, cu ei, între ei. Îi simt prezența ca o adiere. Îi pun întrebările în gând și tot în gând află răspunsurile la ce au de făcut. Îi ating crucea și încep să plângă din senin. Inundați de acea fericire și pace sufletească pe care numai părintele poate să le mijlocească. El este și va rămâne un sfânt în sufletele miilor de oameni care îl iubesc și îl urmează și pe care îi binecuvintează cu iubirea lui mai largă decât lumea. Am citit în adolescență foarte multe cărți, dar niciuna nu mă lămurea sau nu mă ajuta să-mi desăvârșit să-mi lămuresc problema. Din potrivă, m-a afundat tot mai mult în această răzvătire împotriva unui Dumnezeu și a unui chip al lui Dumnezeu pe care îl descopeream tot mai aspru, tot mai autoritar, tot mai nepăsător față de om, sau cel puțin așa mi-l dezvoiau și cărțile, și eu, și experiența mea, și viața mea. Oricum, lucrurile acestea s-au accentuat și au devenit tot mai grele în liceu, când am început să citesc pe Cioran, când am început să citesc pe Camus, pe Nietzsche, pe toți acești revoltați, răsculați împotriva lui Dumnezeu, și care cumva tot mai mult se identificau și cu Dumnezeu pe care l-aveam eu în inima mea și între toate întrebările pe care, nu în inima mea, în mintea mea, și toate întrebările pe care eu nu le găsisem până atunci răspuns, parcă își găseau răspuns într-un Sartre și într-un Cioran și într-un Camus, toți acești propovăditori ai sinuciderii. Am intrat la filozofie în al doilea an și gândul de a părăsi cumva lumea aceasta, care n-avea niciun sens, n-avea nicio ieșire decât suferință fără sfârșit, și mi se părea, și asta era filozofia vieții mele, că cu cât sfârșești, îți dai seama că viața nu merită să fie trăită și că e o suferință și că te ajungi la gândul sinuciderii cu atât mai bine. Fratele meu și-a dat seama de starea mea și tot mă mai spunea el din când în când și zicea, măi, când o să te întorci la Dumnezeu? Și zicea, du-te, măi, unde să mă întorc la Dumnezeu? Care Dumnezeu? Dumnezeul acela în care credeți voi și care de fapt e o autosugestie, de multe ori nu Dumnezeu în sine, dar felul în care credeți voi, credința voastră e o autosugestie, ziceam eu. Momentul de întoarcere a fost, uite, dacă te dai așa de mare, zicea el, dacă te crezi tu așa că tu ai adevărul și că toți ceilalți sunt în minciună, hai pe 8 mai la Prislop. Este acolo un părinte duhovnicesc și am zis, ce părinte, măi? Voi credeți în părinții voștri? Am zis mai urât, în popii voștri. Și am zis totuși, să mă duc, să-i arăt că nu-i nimic. Am luat un prieten foarte apropiat pe care eu îl influențase mult și în gândirea aceasta negativă și întunecată. Și am plecat la Prislop, acolo curtea plină de oameni care își lucrau în sus și în jos a mănăstirii.
Eu cu acel băiat mergeam, nu știam unde să mergem, să ne oprim la biserică, ce să facem. Dar am văzut că lumea urcă mai sus, la ceva unde nu știam noi. Și am zis să mergem acolo, să vedem unde urcă oamenii. Și m-am așezat sub umbra, și eu și băiatul acela, la umbra acelui mesteac în care e deasupra mărântului Părintele Arsenie. Atunci nu erau brazi, nu era nimic în toate cele, chiar un bluc de oameni în jurul ceva și nu știam ce fac acolo. Am uitat să spun că de ani de zile nu plânsesem și socoteam că în fața acestui Dumnezeu aspru și neîndurător, care ne-a aruncat în lumea aceasta fără nici urmă de nădejde și fără nicio urmă de blândețe și care se mai socotește și bun, cum îl socoteam, și care se mai așteaptă și laude, cum ziceam eu, în fața acestui Dumnezeu a plânge, a te tângui de durerile tale, de neputințele tale, mi se părea o ultimă umilință pe care nu vreau să o fac. Și dintr-o dată, țin minte, era pe la ora 9 dimineața, așa, țin minte că au început să-mi curgă lacrimile, dar nu știu de ce. Și parcă ceva ca niște solzi de pe inimă să înceapă să cadă, inima aceea împietrită, înrăită. Și m-am ridicat în picioare și am zis, ce-i cu mine? Cum să plâng? Și m-am uitat în spate la polimarul și am văzut, așa îl cheamă pe băiat, și am zis, și tu plângi? Că și el plângea. Și am zis, ce-i cu tine, măi? Deci se întâmpla cu el ceva ce se întâmpla și cu mine, dar tocmai zic că Dumnezeu a îngăduit asta ca să nu cred că eu autosucesc, că era și el în spate și el sunt la trei facultăți, om deștept. Și i-am zis, ce cu tine, măi, plângi? Și eu îl certam pe el. Pentru ce plângi? Mă mai dădeam mare încă. Și când m-am ridicat în picioare, țin minte că așa îmi imaginez. Dacă până atunci, ani și ani de zile, gândurile rele, întunecate, învârtoșate împotriva Dumnezeu, împotriva lumii întregi, a fraților mei la care le doream uciderea, la pe care îi doream, vorbeam de rău, pe care îi gândeam de rău, care erau în mintea mea și coborau neîncetat peste mine ca niște picuri de ploaie care cade neîncetat, deci nu încetau niciodată acele gânduri și pe care nu le puteam opri nicicum, e ca și cum s-ar fi pus o umbrelă, ca și cum s-a făcut dintr-o dată senin și s-a făcut o liniște. Acea liniște nu pot să uit niciodată. Eu cred că atunci, nu știu prin ce milă și prin rugăciune, Părintele Arsenie, pe care eu nu știam că e acolo, am trăit puțin ca o fărâmă din Harul lui Dumnezeu. Am început să plâng, cred că zile întregi nu m-am plâns. Pentru că m-am întâlnit cu acel Dumnezeu pe care nu-l știam, eu nu știam pe acel Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu care nu ține minte rău nimic din tot ce am făcut eu și m-a luat de bun? Și m-a primit ca pe fiul său, era de neînțeles. Eu știu ce făcusem, eu știu că fusesem talpa iadului, eu știu ce urât o bajocorisem pe Maica Domnului în inima mea, în mintea mea, de atâtea ori și el să mă primească așa și ceva. Adică văd atâția tineri care sunt la fel, în asemenea necazuri, în asemenea învârtășeri, desnădești. Dacă eu voi tăcea, dacă eu nu voi spune minunile Dumnezeu, atunci ce să mai zică cei ce nu le-au simțit? Sau le-au simțit foarte puțin. Cu mine chiar că neavând niciun motiv, nicio faptă bună pentru care să îmi zăcească Dumnezeu pentru mine, a făcut așa, trebuie să dau mărturie și despre Dumnezeu, dar și despre Părintele Arsenie, ca care omul Dumnezeu este.